Bună ziua, prieteni! Mă bucur foarte mult să mă aflu la acest proiect Creathlon. Nu știu de ce, dar nivelul meu de IQ trebuie să vorbească de la sine, odată ce eu am făcut o legătură între Creathlon și Biathlon. Eu, dacă era să fiu acum la emisiunea mea, e cum emisiune, prea mult spus emisiune, dacă era să fiu la unde lucrez eu, pe era să zic, doamnelor și domnilor, în fața voastră aveți un sportiv de performanță. Și asta puteți vedea după medaliile pe care le are la gât. Dar totodată văzând că el este dezgolit ușor, uite și mâini are, nu neapărat și sportiv de performanță, poate face reclamă la Old Spice. Dar nu știu cine, sincer nu știu. Sigur nu-i luptător, nu ai cum să fii luptător cu așa urechi, de multe rău să fie ușisă. Zâmbește înseamnă că lui îi place ce își face, respectiv el nu joacă hockey. Gata, nu știu. Nu știu, Ivana, ești mai ars, nu știu. Dar la urmă eu am să aflu cine ești, da? Ok. Măcar să nu mor prost. Eu îl invidiez pe acest individ, dar îl urmăresc pe Instagram și până în ziua de astăzi nu înțeleg de unde el e bani, pentru că asta e unreal să ai 24 de... A ieșit chipurile, trebuie să vorbesc corect, frumos, da? Sau, nu? Să ai 24 de fufi lângă tine și pe niște actori nebuni. Este Dan Bilzerian. Dar e, doamne, de unde are el bani? Și un lucru ciudat care mi se pare, este un fetiș probabil la el, asta e armamentul. Eu am observat că el are un fetiș aparte față de armament, tehnică militară și ceva de genul ăsta. Da, bun, intrați pe Instagram și ați vedeți. Băi, cum îl cheamă pe actorul ăsta? Doamne, iartă-mă, e foarte bun actor, băi, joacă foarte bine. Băi, cum îl cheamă pe actorul ăsta? Pe actorul ăsta, nu știu cum îl cheamă, sincer. Nu, n-o să-mi vină acum numele, dar îl cunosc. Normal că îl cunosc, toți îl cunosc. Băi, cum îl cheamă? Sunt convins că după proiectul tău multă lume duce acasă și nu doarme, știi? Nu știu cum e posibil așa ceva. Politician. Și nu știu ce mă faci să cred că e de-a nostru. Politician. Sau român. Are o față de asta, ori românească, ori moldovean. Și cravata nu e corectă, asortată după costum. Numai noștri politicieni poate să facă asta. Băi, Iliescu, da. Mai tine că este Iliescu, dar nu știu de ce, nici îmi pare că... pentru că el e și bătrân. Că eu m-am obișnuit să-l văd pe Iliescu tânăr în film documentar. Da, Iliescu este. Este Iliescu. Mai scurt, este un hotel unde studenții de la SEM, dacă n-au bani, își trăiesc la cămin și vor să ducă vreo prostituată, apoi să duc la Zărea, că acolo e ieftin. E 200 lei. Lângă hotelul Zărea era o crâșmă și se numea Crâșma lui Iliescu. Pakistan. Este steagul Pakistanului. Tot am dat în bar. Libia. Este o țară musulmană, asta e clar. Asta e oricum. De asta eu am să zic că asta e... Da, se află pe continentul Africa, înseamnă că e imediat lângă Egipt. Și parcă nu stătem așa de prost la geografie. I don't know, se află, oricum, să mă mândresc, să-mi trag o palmă. Bro, tu aici n-ai găsit omul potrivit. Deci dă-ți să explic așa o chestie. Pentru mine, ori e Real Madrid, ori e Barcelona, e una așa și ești, ca să înțelegi. Adică eu sunt în fotbal, eu sunt nu că zero, dar eu tot ce mă leagă prin fotbal, asta eu odată am fost pe Camp Nou în Barcelona și tot cu Deasila. Și gata. În rest, nu știu nimic. Știu eu că este echipă faină la noi, Petrocub. Tare faină echipă. De exemplu, eu știu că Dacia au dispărut numai datorită că Petrocub joacă fotbal. Iată asta știu. Și gata. Dar anul este... Eu nu-ți spun ce echipe să este. Habar n-am. Nu, în fotbal eu zero. Pe bune. Și recunosc asta. Da. Da. Acest mareșal. Eu încerc să înțeleg și...
Ce mai are el pe frunte? Și e poliția, nu-i prea văd, dar e cu siguranță Germania nazistă. Dar asta nu e rib. Nu. Băi, ce cu tine și nu-i cunoscut fața. Nu-i neamț, oricum. Nu-i neamț, italian? A, este e Mussolini? Este e Mussolini? Este e, păi ăsta, băi, compozitor fantastic. A, nu, este nu-i compozitorul, stai o leacă. Este rege. Nu, nici rege nu e. A, este un plus la evenimentele din zilele noastre. Noi toți așa suntem de deștepți brusc. Noi nu luăm în lei și nu luăm în dolari, dar luăm în euro, știi? Și poți putem să spunem tăci dactilografiat sau e desenat pe euro. Dar e ca pe dolar, că dacă nu-l vezi așa de des. Cum îl cheamă? El e pe bancnota de un dolar. De 100, pardon, de 100. Am uitat cum îl cheamă. E bancnota de 100. N-am văzut dolari. E Heidegger. Am ușa să ne amintesc. Da. Nu, n-a să ne amintesc. Nu știu de ce mă duce în gând, cu gândul la faptul că în țara asta se vorbește spaniolă, dar nu știu ce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stele. Și suntem de acolo, dar de ce sunt 8 stele? A 8-a colonie? Dar țara asta a fost vreodată colonie. A Spaniei, corect? Nu? Sau a Portugaliei? A Spaniei, mai tine că a fost colonie, hai să ne amintim. Și nu știu de ce nu cred eu că e în America de Sud, țara asta. Dar n-a să ne amintesc cum se numește. Nu. Stai că îți spun. Cafea este încă. De asta. Este și cafea de asta. Hai, în schimb a să râd când ai să-mi spui răspunsurile corecte, a să râd. Băi, eu pot să mă consider un om norocos și vă spun de ce. De atât că eu sunt în domeniul radioului de foarte mulți ani. Stolică nejăvut, cum zic rușii. Și am avut ocazia să dau mâna cu așa oameni ca Mihai Dolgan, spre exemplu. Am avut ocazia câteva și ore să petrec lângă Anatol Dumitraș, care pentru mine tot este o personalitate. Adică eu mă consider om norocos, dar n-ai cum. Păcat că e ca să arăs, de exemplu, moia lui este, cum îi cheamă pe ăsta? Care e Lingi Cactus? Cum îl cheamă? Tipa vlogger, genul. E Ilie, care, hei, salut, prieten, ceva foarte, foarte interesant. Ilie's Vlogs sau ceva de genul ăsta. El are milioane. Unul cu vlogger, care eu știu, ăsta e Ivan Gonceru. Ăsta e Ivan Gonceru, că-s de acord. Dar e ca să arăți, la generației de astăzi, să-i arăți o poză de asta, e foarte trist. Să-i arăți o poză de asta, nu că-i duci în eroare, dar ei habar n-au cine a fost Mihai Dolgan, de exemplu. Ei habar n-au cine a fost Emil Oteanu. Habar n-au, na, e trist. Unii mai pui că nici piesele lor nu le cunosc. O poză foarte veche și după cum e tăietura asta la costum, asta e 1800, maxim 1911, respectiv, atunci foarte multe lucruri se inventau. Este inventator? Inventator, așa e? Inventator. Nikola Tesla. Becul lui Ilice. Și râzi și glumești. Asta e conflict de interes acum. Băi, eu când am văzut o poză că asta e Nana Anastasia Lazariuc. Da, și vorbește. Este tot inventator, numai că eu, moia n-a să spun de atâta că asta e o poză, nu așa de vechi. Dar asta nu e Nobel. Edison, Thomas Edison. Doar numai că eu poza asta prima dată o văd. Pe bune, dar e Thomas Edison. Îți spun că mă duc în eroare pentru că eu ori știu pozele astea mai vechi, adică unde simt mai tineri, nu știu cum să zic. Nu sunt atât de adulți, nu sunt atât de bătrâniți. Cine purtau așa cilindri pe cap? Nu, 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 n-am să spun, eu nu știu cine purtau așa cilindri pe cap.
Și decât să trântească o prostie. Opa. Băi, fața asta e rus. Nu? Nu e rus. E Great Britain. Ești Great Britain. Nu. E politician? Nu e politician. E scriitor de-a nostru? Pe bune? Foarte trist. Iertată să-mi fie necunoștința acestui scriitor, dar dacă eu am să mă încurdez o leacă, noi avem așa stradă în Chișinău și mă ating ei la ciocană, numai că astea nu-i sadoveanu. Băi, și poți ne arăți tu nie, serios, niște unghiuri pe care eu niciodată nu le-am văzut. Sadoveanu. Dar noi pe oamenii ăștia n-avem de cum altfel să-i cunoaștem decât în poză fie cândva i-am văzut, în manuale, spre exemplu, hăt în școală. Dar bine că ți-aduce aminte cu memoria pentru că trebuie să mănânci. Vinul alb, băieți, faci și tot. Păi este drapelul unei țări existente acum? Nu-mi vine să cred. Mă duci la ceva foarte grav. Ceva așa, gen... Hei, știi? Coreea. Numai că asta nu-i Coreea, că eu știu și steagul Coreei de Nord și steagul Coreei de Sud, știu. Dar numai că asta e ceva gen Japonia, nu e Japonia, nu? Nu? Greșesc? Ce-ar fi însemnând doi vulturi? Cu limba scoasă. Dar e drapelul țării precis? Și nu are așa drapelul ei. E că eu a să râd când a să află. Nu, că nici măcar nu-mi vine pe continent să află. Pe continentul european? Tu, serios? Noi îmbătrânim, băi. Mai scurt eram odată la un eveniment. Și... Țin minte că... Gen... Speech-urile oamenii să felicite mirii, știi? Și am dat microfonul la următorul oaspete. Și el, după ce au vorbit, ca de obicei, pentru că asta e o tradiție la moldoveni, fantastică tradiție după mine, pe ce spune speech-ul, ține 20 de lei în mână și zice, și 20 de dolari la muzicanți, scânte, aleargă caii. Și în momentul acela nu mă gândesc mult, că DJ-ul a început să pregătească piesa, exact în secunda aia, zic, da, apropo, de altfel, e și piesa preferată a tuturor chelnerilor noștri. Și se include piesa. Și ține că sala o buhnită în râs, dar nu știu de unde a venit nici că asta. Este Ericu Vodă. La dânsul, chiar și la vârsta asta, caii aleargă. Și nu are cum decât să bucure. Dar probabil asta e din cauza duetului, datorită duetului cu Doinița German. De Brazil, ceva cu Brazil, nu? Ah, stai că aici ai... Da. Africa, pe continentul african, Africa de Sud. Oh, bro, ia că tu dacă ne resti în redista, care e din 90 și s-a născut, apoi eu din ăsta-l știu. Nu, tăți-l știu? De la noi din țară? Nu, râde cu desâla. De la dânsul părul e roșcat sau eu greșesc? Ori el a jucat în, cum se numește, în Harry Potter, ori el a jucat în filmele lui Marvel, cred că. Pentru că e tineria el așa și... A, de la ei și fără ochelari. În filmele e tipa cu ochelari, nu? Nu știu. Dar e actor, sigur. Filme de este gen science fiction acum. Este Mozart. După cum am zis la început, îi mulțumesc lui Ivan Gonceruc pentru că este unicul vlogger în această țară care nu linge cactus. Dar dă întrebări destul de faine, în principiu. Într-adevăr, recunosc, mi-e rușine că nu cunosc sau am uitat. Nu, cum să uiți și aici n-ai știut, așa zice profesorii. Nu țin minte, dar nici n-am știut cum îl cheam pe ciuvacul de pe 100 de dolari. Să-i foarte trist. Dar divină, ca de obicei, cine? Statul. Dacă nu avem mai des 100 de dolari. Dar nu știi tot pe de rost. Mulțumesc pentru această provocare. După cum am zis, atunci când eu am făcut tangență între creatlon și biatlon, IQ-ul meu e puternic.